vrea să mai cântăm un cântec dimineața asta, spune Tu ești mare, cel mai mare, Doamne, și... Cântecul ăsta este scris despre Tatăl Ceresc. Vreau să știi că ai un Tatăl Ceresc. Știi, când eram în anturaje, în Craiova, aveam un băiat în gașca noastră, bunic, pe nume Nicușor, și ăsta era cel mai mic la statură. Și la fotbal toată lumea lovea. Dar ăsta avea un buton secret. Când îl ciomăgea unul la fotbal, striga, cât putea, Tată! Și știi ce s-a întâmplat de la parterul blocului? Nu conta că era zi, noapte, lumină, întuneric, că era beat sau treaz, Tatăl Nicușor, cu un topor în mână sau cu cuțit, să încerca să sară pe geam să vină la noi să-l apere. Și știu că nu e o imagine așa de potrivită, poate pentru un program de biserică, dar vreau să spun că de câte ori strigi, Tată, diavolul, diavolul să teme, Dumnezeul tău poartă sabia cu două mâini și vine să-l taie. De asta vreau să nu te mai tem. Biblia ne învață și Domnul Hristos ne învață să ne rugăm Tatăl nostru care ești în ceruri. Am putea să venim cu rugăciuni din ala Dumnezeului Avram, Isaac și Iacov, să băgăm versete ca la teologie, dar El vrea să-ți fie Tată. Corect. Și tu să-i fii Corect. Fiu și fică. El vrea cea mai apropiată relație posibilă cu tine. Amin? De așa dimineața asta spune Scriptura, căci voi n-ați primit un duc de frică, ci un duc de înfiere. Știți versetul aici la Bistrița? Care ne face să strigăm ala. Ne face să șoptim? Să strigăm. Să strigăm! Biserica trebuie să învețe să strige ca și Nicușor. Tată! Hai să facem în dimineața un exercițiu așa, să strigăm Tată la Tatăl nostru Ceresc. Știu că pe aici nu se poartă, nu e moda la Bistrița, dar știți, nu puteți să dați întotdeauna vina pe sanitrante, ok? Da? Încercăm? În același timp vreți să ne închinăm Domnului și cu Tatăl noastră de bună voie. Îți pregătiți? Un strigăt pentru Tatăl Ceresc. 1, 2, 3! Tu ești locul steagul.
strigat Tatăl și ai apăsat pe Domnul, toți îngerii Domnului sunt alături de tine. Toată puterea cerului este de partea ta. Pentru că avem un Tată Ceresc bun. Amin? El este bun. Și spun ceva, dimineața asta e un miracol că ești aici. Știi câți și-au luat la revedere noaptea asta de la Planeta Pământ? N-ai idee. Dumnezeu a îngăduit să rămâi cu ochii deschiși. Și o rugăciune care au dimineața ta, îți mulțumesc. Pentru că bunătățile tale se vresc în fiecare dimineață. Și astăzi pot să vă cumpăr iară pe pământul celor vii. Dacă ești viu, tot ce are suflare, laude pe Domnul. Strigă Haleluia! Haleluia!